Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la Viața în Culori. E motiv de sărbătoare pentru noi. E cald afară, e frumos, mai și plouă din când în când, dar și ploaia ne aduce bucurie și o anumită stare pe care o trăim așa cu intensitate. La noi în studio astăzi a venit un prieten drag mie, fost coleg și din postura de cameraman. Iată-l în postura de invitat aici la Viața în Culori. Bună, Marc! Că bine ai venit la noi. Bună, Monica, bine te-am găsit. Noi așa suntem cunoscuți ca lucrând în echipă, pentru că ne-am început cariera în televiziune acum ceva timp, cu mulți ani în urmă, nu, Marc? Da, ne-am regăsit mai apoi și la o altă televiziune, tot în aceeași formulă și iată-ne acum prezentator și invitat. Îl am astăzi pe Marc alături pentru că recunosc, îl admir pentru faptul că face întotdeauna ceea ce îi place, asumându-și toate riscurile care derivă din asta. Dacă îi place să fie cameraman și să facă televiziune, atunci face, deși poate nu e mulțumit din alte puncte de vedere. Dacă vrea să fie fanul numărul 1 al lui Fade, atunci este și se mobilizează în sensul acesta. Cum de reușești, Marc, să faci cam ceea ce îți place în general? Recunosc că nu este simplu, cum pare, pentru că am nevoie de timp și cu timpul stau cam prost. Așa, e greu să ți-l organizezi, nu? Da, și implică niște riscuri, dar mi le asum. Mm-hmm. Le asum și în final reușesc. Știu că tu ai cochetat, să zic așa, și cu alte domenii, adică ai încercat la un moment dat să îți schimbi cumva jobul, să încerci să câștigi mai bine, da? Să fii cumva așa în rândul lumii, dar cred că până la urmă ai ajuns la concluzia că e mai bine să faci totuși ceea ce simți tu cu adevărat că ți se potrivește, nu? Da, în final am ales ceea ce îmi place cel mai mult, deci din cauza că îmi place ceea ce fac foarte mult, am ales să fiu cameraman în continuare. Uh-huh. Cu toate că am avut și alte oportunități, am stat, am analizat și mi-am dat seama, dacă faci ceva, trebuie să faci cu pasiune, pentru că va merge treaba. Așa este. Ai fost plecat și în afara țării, ai experimentat și viața de acolo, ai putea oricând să pleci din romanul acesta, să mergi în orice altă capitală a lumii sau chiar în alt oraș din România, totuși ce te reține aici la Roman, printre noi? Da, am fost plecat, așa cum ai zis, foarte mult timp, adică pentru mine un an și a contat foarte mult și mi-am dat seama că oricât de multe lucruri ți s-ar oferi în afară, mm-hmm, o viață frumoasă, o viață plină de împlinire, mm-hmm, ceva îmi lipsea. Îmi lipsea romanul, îmi lipseau prietenii, îmi lipsea familia și în final am decis, zic, ok, prefer să vin acasă pentru că mă simt împlinit. Ok, te simți, nu știu, acceptat, iubit, te simți în siguranță aici, în mediul acesta? Este vorba și de siguranță, dar dincolo de asta îți dai seama, când ai ieșit în oraș, te întâlnești cu o groază de oameni pe care îi cunoști. Și care te cunosc și prin natura meseriei pe care o desfășori, nu? Exact. Te salut, zâmbești, vorbești. Eram în afară și nu mă cunoștea nimeni, mă simțeam uneori singur, chiar dacă eram cu prietenii. Ieșeai, vedeai, te bucurai, mm-hmm, dar doreai să întâlnești pe cineva, doreai să vezi un român, să vorbești română. Mm-hmm. Și nu prea am nimerit lucrul ăsta. În schimb, acasă, deci în Roma, la noi, recunosc că sunt patriot. Deși nu am crezut lucrul ăsta, în final mi-am dat seama că chiar sunt. Ai descoperit asta despre tine. Pe parcurs, da, mi-am dat seama că așa este. Mm-hmm. Mai place ceva la tine, Marc, tu cumva ești fără vârstă, mie așa îmi pari și cred că ți se întâmplă să ți se spună des acest lucru. Nu te-ai chinuit, nu te-ai străduit să te încadrezi cumva în normele astea, în rigorile astea sociale, să te însori, să te așezi la casa ta, să ai un copil, cum ai reușit să faci asta?
cum am reușit. Tot timpul, de când mă știu, mi-a plăcut să trăiesc liber. Mm-hmm. Să nu fiu constrâns de anumite lucruri, de legi, de societate. Mi-a plăcut să trăiesc, să fiu liber, o persoană foarte liberă. Și chiar am reușit să trăiesc așa cum mi-am dorit. Mm-hmm. Chiar am reușit. Ce am vrut, am făcut și cu siguranță voi continua. Fără să fii încorsetat de toate aceste reguli, nu? Fără, exact. Cu toate că societatea ți-ar impune anumite reguli, ok, ai o vârstă, te căsătorești, faci copii, sădești un pom, mm-hmm. faci o casă și multe altele, ok, ca să zici că ai trăit pe acest pământ. Eu recunosc că nu chiar mă regăsesc în aceste tipare. Eu sunt o ființă liberă, așa m-am născut și așa voi muri cu siguranță. Uh-huh. Tu ai și învățat cumva și viața a fost de așa natură încât ai învățat să fii responsabil pentru tine și să-ți clădești tu singur nu, o traiectorie în viața aceasta. Se zice că viitorul sau viața ți-o creezi tu însuți. Visele pe care le ai, țelurile, idealurile pe care le ai și le ajungi, îți construiești viața. Caracterul la fel. Singur alegem viața și destinul. Eu aleg, am ales să trăiesc o viață liberă, plină de pasiune și împlinire. Și chiar sunt mulțumit. Seara când pun capul pe pernă, îmi dau seama, gândindu-mă la ziua pe care am avut-o, îi mulțumesc lui Dumnezeu că a fost frumoasă, ceea ce mi-am propus am realizat, bine, nu întotdeauna, dar marea majoritate a planurilor pe care le-am, le reușesc și tot liniștit, sunt fericit. Tu ești o persoană foarte bună și foarte prietenoasă, așa te cunoaștem noi cu toții. Cum faci față într-o lume care nu e întotdeauna binevoitoare și... Recunosc că simt și eu anumite înțepături, să zic, din partea anumitor persoane. Sunt afectat pe moment, dar trec peste ele. Trec peste ele pentru că dacă m-aș lăsa copleșit de anumite vorbe, poate că nu aș ajunge nicăieri. Dar îți găsești tot timpul această liniște în interiorul tău și acest echilibru? Exact. Puterea interioară e cea care mă face să reușesc și să trec peste anumite situații, probleme. Știu că tu în ultima perioadă cochetezi foarte mult și cu latura asta spirituală a vieții, că ai început să citești și să contactezi persoane care au aceleași îndeleniciri ca și tine. Da, recunosc că am abordat și acest domeniu al spiritualității. De dezvoltare personală aș putea să zic că e mai bine zis așa, dezvoltare personală, și mă axez pe acest domeniu, deci îmi place să citesc, descoper lucruri interesante pe care le pot aplica în viața mea și mă ajută să trec peste anumite probleme și îmi dau seama că aveam nevoie de mult, cu mult timp în urmă, de asemenea informații, dar le-am descoperit și le aplic. E foarte important. Care e principiul după care te ghidezi? Nu știu dacă este un anumit principiu. Încerc să-mi fac ziua cât mai bună de dimineață. Asta mi-a plăcut cu ziua, adică pentru că toți ne gândim cumva la viitor și uităm să trăim efectiv clipa, momentul respectiv. Exact, da. Îmi încep ziua cu bine și chiar mă gândesc, ziua de azi vreau să fie așa, am planurile cu tare și sunt convins că Dumnezeu, Universul, te ajută în ceea ce, planific. Și se întâmplă. Se întâmplă. Deci am observat din experiență că ceea ce îți dorești se întâmplă. Poate nu la momentul respectiv, tu vrei acum. Nu vine acum, dar vine, se întâmplă. Și dacă nu se întâmplă, probabil există un motiv pentru care nu se întâmplă atunci sau nu se întâmplă lucrurile exact așa cum vrei tu. Clar este. Așa este, pentru că ți se arată într-un fel sau alt motivele pentru care nu ți-a ieșit planul pe care l-ai construit și ai vrut să fie real. Dar nu trebuie să ai așteptări. Nu trebuie să ai, doar să vezi cum viața decurge, cu bune și cu rele, dar dacă începi startul zilei pozitiv,
se întâmplă lucruri frumoase în viață. Mai știu, dar asemenea că tu ești foarte fascinat de tot ceea ce ține de muzică și ai niște gusturi ciudate, aș spune, în ghilimele. Adică asculti, treci de la Angela Similia, la Sandra și acum mai nou Fady. De-aia spun că faci așa o pasiune pentru o anumită persoană, pentru un anumit stil de muzică. Sau ce te fascinează? De exemplu, de ce l-ai ales pe Fady ca și cântăreț pe care îl placi și a cărui muzică o asculti și mergi la concertele lui? Vreau să precizez că starurile pe care le-ai prezentat le ascult mai des. Ascult muzică de pe radio, tot ce este actual, și muzică de club. Însă, așa cum ai zis, Angela Similia, Sandra și mai nou Fady, sunt artiștii pe care, nu știu, au anumite mesaje în care eu mă regăsesc. Ok. Așa. Iar Fady, fiind ultimul artist, mi-a plăcut cum a cântat primele piese, zic, hai să merg la un concert. Ne-am împrietenit și pe Facebook și în viața reală, păstrăm legătura, vorbim și e ca un prieten. Știu că cineva te întreba pe Facebook dacă sunteți frați, pentru că asemănați foarte bine și la fizic și e un model pentru tine? Adică te inspiri de la el, de la modul în care se îmbracă, la cum arată? Recunosc că mă inspir ca stil vestimentar, pentru că este un tip fashion și adoptă tot ceea ce este nou. Și atât timp cât poți să înveți lucruri bune, adopt orice informație și orice stil. Atât timp cât mi se potrivește și mă poate reprezenta. Cum te face pe tine să te simți faptul că ești un fan așa înflăcărat? Uite, e un aspect pe care eu nu-l înțeleg, dar îl admir la tine, pentru că n-a fost niciodată fanul unei formații sau să-i urmăresc în concerte, să mă dau peste cap ca să ajung să-i văd live. Recunosc că nu-mi place ideea de fan înrâit. Dar ești eu. Sună ciudat. Bine, da, sunt. Sună ciudat. Aveți un fan club al vostru, nu? Totul a pornit, așa cum am spus și înainte, de la o piesă. Odată ce m-am împrietenit, vorbim pe net, când ne întâlnim de fiecare dată la concerte și înainte de concert și după, stăm, servim ceva, discutăm. Deci s-a creat o relație de prietenie. E ca și cum ne întâlnim la o cafea. Și normal, când ai prieteni, ții legătura. Din cauza asta mă văd des. Te vezi des, da. Și cred că e și o formă de socializare și socializezi în modul acesta cu altă persoană din toate colțurile țării și nu numai. Mi-am creat foarte mulți prieteni din cauza lui Fady, să zic așa, pentru că s-au creat, ne-am întâlnit la concerte, au luat legătura cu mine sau eu cu ei și am devenit prieteni. Și acum, chiar dacă n-ar mai fi Fady, la urma urmei noi suntem prieteni în continuare, gașca de prieteni, și ne întâlnim cu diferite ocazii prin București, când mai avem așa un timp liber, mergem și ne întâlnim. Și păstrăm legătura indiferent că este concert cu el sau nu. Văzând cum e viața de acolo și luând contact cu viața aceasta din București, nu-ți vine să te muți acolo? Ba da. Îți vine, nu? E atât de frumoasă viața în București. Bine, asta dacă îți place cluburile, îți plac distracțiile, îți place... Cui nu-i plac? Adică dacă ești tânăr, cu siguranță. Corect. Îți place să mergi pe terase. În centrul vechi din București este fantastic. Este fabulos. Lumea cu bani vine, fete de fițe cu mașini, e fantastic, e frumos, este un feeling, îți dă o energie, o încărcătură de fiecare dată când vin de la București. Două zile sunt încărcat cu energia aia pozitivă pe care am primit-o de acolo, m-am hrănit cu ea. Și ai un zâmbet până la urechi, nu? Da. Mai stai un pic acasă, la Roman, mai muncești și apoi mai investești într-o astfel de călătorie, nu? Da, e, cu drag, oricând. E o activitate de dezvoltare personală pe tine, poate fi pentru tine, nu? Poate fi. Considerată așa. Atât timp cât asimilez lucruri noi, informații, prietenii, îmi creez prietenii tot timpul,
Și eu sunt o persoană sociabilă, chiar îmi place să discut, să stau de vorbă, să cunosc. Uh-huh. Adică avem o viață înainte. Cum să o trăiesc? Cunoscând oameni, relaționând, trăind fericirea. Exact, da? Asta era următoarea mea întrebare. Cum reușești să fii tot timpul happy, cu zâmbetul pe buze? Bănuiesc că ai și tu momente în care simți că decai sau nu ies lucrurile așa cum ți-ai dorit să fie, nu? Cum de reușești să-ți păstrezi pozitivismul? De obicei privesc lucrurile cu optimism, sunt pozitiv. Asta nu înseamnă că sunt zen și nu văd realitatea care este în jurul meu, că sunt probleme, toți trecem și eu trec, deci eu nu sunt scutit de asemenea lucruri. Însă mă axez pe lucrurile pozitive, le rezolv și pe astelalte problemele reale care sunt din viața mea, dar cu optimism, nu știu, când văd pe cineva, zâmbesc, mă văd cu cineva, wow, ce faci, mă bucur că te-am văzut. Încerc să fiu optimist, nu că încerc, chiar sunt și mi iese. Deci nu că sufletul ți plânge și tu în timpul ăsta ești cu zâmbetul afișat pe chip, nu? Nu, colegii de muncă mă știu foarte bine, familia, atunci când îmi ies din pepeni, nu pot să zâmbesc. Mă întunec. Nu te-am văzut prea des întunecat, e adevărat, nu ne intersectăm nici foarte des, nici la muncă. Dar am avut timp să ne intersectăm foarte des înainte. Așa, ne intersectam la emisiuni, dar dat fiind că amândoi suntem happy cumva, cred că ne influențăm unul pe celălalt. Da. Ție ți place foarte mult televiziunea, îți place și fotografia, iată, toate astea țin de arta frumosului și cred că e imposibil să nu te încarce cu energie pozitivă, nu? Da. Prin natura lucrului pe care l-am, lucrez cu imaginea și sunt influențat de acest lucru. În anumite persoane văd partea cea mai frumoasă în natură, wow, văd, să zic, un peisaj sau o floare. Am telefonul deschis, fac o fotografie și cea mai bună, ok, o public pe Facebook. Sunt influențat de imagine, de când mă știu. Tot ce a fost frumos, până și în muzică, mi-am ales modele, de fapt nu sunt modele. Spre exemplu, mi-a plăcut de mic Angela Simina, o artistă care nu mai are nevoie, desăvârșită, exact. Foarte frumoasă, deci foarte frumoasă și cu o voce caldă. Deci le aveam binate, mi-a plăcut. Sandra a apărut mai târziu în viața mea. Dar foarte explozivă. Da, explosiv. Ca și personalitate. Frumoasă, cu o voce unică. Mi-a plăcut. Acum a apărut, îmi place Fady. N-aș putea să spun că e foarte frumos Fady. Nu neapărat, dar are ceva, nu știu, are ceva anume. În care te-a atras într-acolo, nu? Felul, uite, jovial, zâmbăreț, felul cum pune lucrurile, tot timpul vede și el partea bună a lucrurilor. Nu știu, cred că în viață lucrurile se atrag, lucrurile pozitive atrag, lucruri pozitive, lucruri negative. Se întâmplă lucrul ăsta. Am testat lucrul ăsta. Exact, și funcționează. Funcționează la maxim de fiecare dată. Tu ești și pasionată de lumea asta modei, adică încerci cu resursele pe care le ai să fii totuși un trend. Cât de important este să te îmbraci bine pentru tine? Să arăți bine? Considerând că imaginea este foarte importantă, de fiecare dată când ieși din casă și relaționând cu persoanele pe care le întâlnești, practic imaginea vorbește despre tine și în al doilea rând consider că este și respectul pentru celălalt cu care mă întâlnesc. N-aș putea să zic să ies din casă cu părul răvășit, să mă duc să-mi cumpăr pâine, cu un tricou, să zic, rupt sau murdar. Lucrul ăsta niciodată nu l-am făcut și nici nu am să-l fac. Consider că trebuie să te îmbraci decent, să fii plăcut, să... Să-ți placă de tine, să-ți placă de tine, exact. Când ai ieșit din casă, să te simți și tu bine în pielea ta. Te înspăimântă, Marc, cumva trecerea asta a timpului? Faptul că, iată, trec ani și îmbătrânim cu toții? Da, recunosc că mă înspăimântă. Pune mari semne de întrebare, pentru că am o viață, deocamdată e una singură, cea prezentă pe care o trăiesc. Are atâtea frumuseți viața asta, ai atâtea lucruri de explorat, de văzut, de cunoscut, de oameni de întâlnit pe care ți-au fost pregătiți dinainte, încât consider că viața e frumoasă, trebuie trăită
Și bineînțeles, cum trăită frumos. Mm-hmm. Și dacă se poate, cât mai tânăr să te păstrezi. So, cunoști persoane în vârstă, eu știu, trecuți de a doua tinerețe, care ți par tineri? Da. Da, chiar în grupul meu am persoane care sunt trecute de a doua tinerețe, dar au un suflet atât de vibrant, mm-hmm. atâta tinerețe emană prin tot ceea ce fac, prin felul cum vorbesc, cum gândesc și acționează, încât uiți vârsta. Deci vorbești mm-hmm. ca și cum ai fi cu ceva mult mai tânăr. Exact. De asta mă gândesc și eu că sufletul, într-adevăr, nu e doar o vorbă, rămâne tânăr, pentru că poți întâlni și persoane foarte tinere care ți par foarte bătrâne prin modul de a fi, prin modul de a trăi. Da, am întâlnit. Am întâlnit și zic, wow, trăiește-ți viața, mm-hmm. ești tânăr. Ești tânăr și... Ai atâtea tururi. Sigur, și trebuie să le vezi, doar trebuie să le lași, să le descoperi și să le accepti și să le aplici în viața de zi cu zi. Clar, clar. Consider cât trăiești, înveți, deci permanent. Acum depinde de disponibilitatea fiecăruia, cum privește viața și cât de deschis este către nou și a acumula informații. Mm-hmm. Pentru că e o chestie și asta, de alegere. Ce-ți dorești tu pentru viitorul tău? Cum îl vezi sau cum te vezi? Viitorul meu? Îl văd roz. Îl văd roz. Apropo de viața în culori, da? Culoarea viitorului pentru Marc este cea roz. Privind viitorul, nu că aș aborda culoarea asta. Nu, îmi văd viitorul ok. Uh-huh. Deci îl văd cu, privesc optimist. La fel de liber? Da, da. Uh-huh. Liber, neconstrâns de absolut nimic și nimeni. Păi și dacă, nu știu, ai să întâlnești fata visurilor tale și crezi că vei mai fi la fel de liber și... În momentul în care iubești, faci totul pentru persoana respectivă și nu mai ții cont de absolut nimic. O să renunți la libertatea ta, crezi? Nu voi fi constrâns. Uh-huh. Voi iubi și faci totul din dragoste. Și cine te va iubi, va face asta pentru tine, te va lăsa să fii la fel de liber în spirit. Clar. 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 Cum sunt tinerii pe care îi întâlnești tu? Pentru că, iată, interacționezi destul de mult cu ei. Cum îi vezi? Chiar și astăzi am participat la două evenimente la Liceul Roman Vodă, unde, bineînțeles, erau foarte mulți tineri. Mă încarc tot timpul cu energie pozitivă, mm-hmm. prin energia lor. Mă simt și eu tânăr. Și mă simt minunat, relaționăm de foarte ușor. Am observat că nu am nicio reținere în a discuta mm-hmm. cu mine și a fi deschiși. Ok. Și în general, tinerii de astăzi sunt foarte curajoși și asumă ceea ce gândesc, ceea ce simt, nu se mai ascund așa după perdea, vin cu argumente și îți spun verde în față ce au de spus. Ce gândesc, ce exact. Gândesc. Ai observat și tu că și tu mm-hmm. lucrezi cu tinerii. S-a schimbat mentalitatea foarte mult. Tinerii sunt foarte deschiși la minte, îți spun exact cum ai zis și tu, fără nicio problemă, ceea ce gândesc, chiar dacă deranjează sau nu, ceea ce este bine. Uh-huh. Și sunt foarte deschiși, gândesc foarte, deci, pe arii vaste. Și sunt foarte implicați în toate domeniile și simt nevoia să acumuleze cât mai mult față de noi care se recunoaștem. Mergeam la școală, învățam la materiile respective, strict ce era de învățat și cam atât. Cred că acum și oferta care vine înspre ei este una foarte diversificată. Tot soiul de activități prin care ei își formează diferite abilități. Vezi tu, înainte nu aveam atâtea activități și nu eram implicați în programe, mm-hmm. așa cum ai zis, doar studiu și casă. Mm-hmm.
Ei au multe avantaje în ziua de astăzi pentru că tehnologia îi ajută. Informațiile pe care le primesc în școală sunt mult mai consistente, mult mai bogate și mai variate față de ceea ce am învățat noi la vremea noastră. Cum sună? Exact. La vremea noastră, hai să recunoaștem că da, avem o vârstă totuși și noi, chiar dacă nu părem. Da. Așa. Și îi consider norocoși. Asta e realitatea, nu putem să o negăm. Și e bine, din punctul meu de vedere, este foarte bine, pentru că ei, la vârsta noastră, chiar încerc să-mi imaginez ce fel de oameni vor fi. Mă gândesc la tinerii care învață, care se axează pe învățământ și pe dezvoltare. Exact, vor fi niște oameni foarte frumoși și vor lăsa niște urme vizibile și pozitive în urma lor, cu siguranță. Am sesizat de asemenea la toți cei pe care am avut invitații alături de mine și am vorbit despre partea asta de dezvoltare personală și de fericire, că au o relație foarte strânsă cu tot ce înseamnă natură și tot ce înseamnă frumos. Și asta am sesizat și ai punctat-o și tu, Marc. Știu că acolo în mica ta căsuță, în spațiul tău personal, încerci să faci ca lucrurile să fie în armonie și să fie foarte frumoase și petreci mult timp în aer liber. Petrec mult timp liber în aer liber pentru că m-am născut la casă. De când sunt mic am stat în mijlocul naturii și recunosc că a devenit în timp și o pasiune. Consider că locul pe care l-am trebuie să fie un loc de relaxare, să mă simt minunat, toți prietenii, toți care vin la mine se simt minunat, stăm afară vara, la cafea, la un suc, la un ceai, hamacul este alături, am și un loc de plajă. Eu recunosc, uitându-mă pe pozele tale de Facebook și tu povestindu-mi cam cum e acasă la tine, mă gândeam unde e în cap toate lucrurile astea, adică și hamac și ce ai mai spus, și ți-ai creat așa un cadru din acesta de relaxare, e chiar o oază pentru tine și mi se pare wow și te felicit că ai reușit să faci asta și să fii atent la toate aceste detalii care îți aduc ție starea de bine și de fericire. Da, așa este și dincolo de asta recunosc, sunt zile consecutive pe săptămână, 3-4 zile, când seara de seară, adică după ce îmi termin programul și vin acasă, vin vecini, vin prieteni, vin rude și tot timpul la mine este o o atmosferă încărcată. Uneori de bună dispoziție, da, clar. Și seara, după ce toată lumea se retrage și rămân, am toată energia aia pozitivă cu care merg la culcare, bine, la culcare pe net, că petrec mult timp. Petreci și mult timp pe net? Da, foarte mult. Și toată lumea face lucrul ăsta. Așa este, bănuiesc că îl petreci în mod util, nu? Și folositor. Și util și nu, pentru că pierde mult timp și pe Facebook. Ai cunoscut o persoană prin intermediul acestei rețele de socializare? Da. Prieteniile pe care le-am legat cu cei din București, Sibiu, Pitești sunt datorită internetului și a reușit să creeze niște relații reale, adică doar ne-am cunoscut pe net, ne-am întâlnit în viața reală și suntem prieteni. Și e ok din punctul meu de vedere. Imaginea sau, mă rog, ceea ce credeai despre persoanele respective a fost așa cum l-ai cunoscut pe net, adică tot timpul. Nu. Tot timpul când trebuie să mă întâlnesc cu cineva pe care doar știu de pe net, sunt precaut. Adică nu mi-o oferă încrederea mea până nu încerc să cunosc persoana mai bine. Dar s-a dovedit că celor care le-am acordat încredere au fost persoane de caracter și am păstrat relația și în continuare și este perfect. Este perfect. Da. Tu ai foarte mulți prieteni și fete și băieți deopotrivă. Cum reușești? Adică ești o fire sociabilă, dar totuși eu sunt foarte mulți prieteni. Sunt, dar îți dai seama, majoritatea de pe Facebook nu sunt și în viața reală. Socializez, schimb câteva vorbe, ai o problemă, pui un status că, nu știi, ai o problemă, ceva de rezolvat și vin toți și îți oferă soluții în privat.
Asta te ajută să creezi relații. Relațiile reale sunt cele adevărate cu oamenii reali în viața de zi De cu zi cu zi, zi. absolut, absolut. Dar datorită netului am reușit să-mi creez relații așa cum ai spus. Nu pot să întrețin prieteniile cu toată lumea pentru că nici nu este bine și nici nu ai cum. Am câțiva prieteni buni pe care îi prețuiesc și e cel mai bine. Se apropie sărbătorile de Paște. Ce planuri ai în sensul acesta? Cum o să ți le petreci? Sincer, de Paște nu mi-am planificat nimic. Știu că va fi ceva doar în familie. Ne întâlnim cu cei de la Dulcești, cu cei din Roman. Va fi o... Ai și o nepoțică, nu? Am o Să-ți nepoțică, trăiască nu, două, două, mulțumesc, să-ți și un trăiască. nepot, mulțumesc frumos. În Și schimb, unchi. da. Ai. În schimb, voi celebra, să zic așa, adică mă voi distra pe 6 mai, voi merge la un show în Suceava, vă aștept. Vine Fady? Da. Ok, o să fie acolo în primul rând, nu? În backstage În backstage, da, mai ales. și în club, nu, va fi frumos, oricum, ca de fiecare dată. Tot timpul este frumos, deci este atâta energie, se creează. Fața de club e frumoasă. Cu siguranță e așa. Ce îndemn ai avea tu pentru tinerii care ne urmăresc? Adică, ce le-ai spune din experiența ta de viață? Să se bucure de viață, să o trăiască la intensitate maximă. Să Asta iasă sfatul din meu. rigorile astea impuse de societate? Absolut, dar asta este o alegere personală, pentru că fiecare își alege sens drumul pe care vrea să meargă în viață Așa este. Și să ți-l și tot asumi? și-l asumă și acest drum este făcut din alegerile de zi cu zi. Cred că e final de emisiune. Îți mulțumesc tare mult, Marc. Știi de ce te-am invitat astăzi aici? Pentru că vine Paștele și o să trebuiască să plec la mama cu copii și Tom, săracul nostru bisoi, a rămâne singur și știu că i-ar plăcea să vină la casă, la tine, în curte, nu-i așa? Da, dar nu-i garantez siguranță. Nu-i garantez siguranța și că o Siguranță. să-l mai luăm de acolo apt pe Tom al nostru. Îți doresc succes și noi te vedem pe Facebook, vedem poze de la concertele la care mergi și uite așa mai luăm și noi contact cu viața de club. Mulțumim doamnelor, domnilor, dragii mei, în speranța că ne-ați urmărit și astăzi trăiți liber și asumat, dar trăiți frumos. Numai bine, până data viitoare!